Pe programul operațional regional avem depus un proiect privind amenajarea de spații verzi Negru-Vodă, amenajarea a 15.500 de metri pătrați. Proiectul se află în derulare. Un alt proiect, avem școală nouă la Darabani, tot pe programul operațional regional. Va fi construită o școală nouă cu sală de sport și cu teren de sport multifuncțional în aer liber, urmând ca școala veche să fie demolată pentru a face loc sălii de sport și școlii care urmează să se construiască. Școala cu clasele 0-4, vor fi 5 săli de clasă și vor fi comasate cele două școli din sat Daraban și sat Vâlcelele, urmând să nu se mai desfășoare învățământ dublu simultan la Vâlcelele. Adică copiii de la Vâlcele vor fi aduși pe cheltuie la primărie la școala din Daraban. Proiectul a trecut de prima etapă de evaluare, de etapa administrativă. Urmează evaluarea financiară și se semnă contractul de finanțare și avem 3 proiecte pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Respectiv avem reabilitare, dotare, modernizare, liceu teoretic Negru-Vodă. Avem o sumă alocată, am semnat contractul de finanțare de 9,3 milioane de lei. Urmează să mai fie construit încă un corp de clădire la liceu, 3 săli de clasă și un anfiteatru. Liceul actual va fi modernizat complet, de la geamuri roșii, instalații sanitare electrice, de încălzire, parchet, tot mobilierul schimbat, va fi nou. Anvelopare. Urmând ca toate laboratoarele să fie dotate cu materialele corespunzătoare pentru desfășurarea unui învățământ de calitate și la Negru-Vodă. Tot pe Programul Național de Dezvoltare Locală avem 26 de milioane de lei pentru realizarea unei grădinițe noi cu program prelungit în Negru-Vodă. Un alt proiect avem reabilitare, modernizare, drumuri în interiorul localităților Darabani și Vâlcelele pe o lungime de 14 km și am semnat contractul de finanțare în valoare de 15.400.000 de lei. Poimâine vom semna pe 30.05, vom semna contractul privind execuția proiectului tehnic. O parte din străzi au fost pietruite, o parte sunt drumuri din pământ și vor fi asfaltate toate. Acolo luați de la zero, fundație. De la zero, tot. Dar lucrurile se mișcă bine. Și mai ales că sunt bani pe fonduri europene și fonduri de la guvern. Bani pe care comunitatea noastră nu i-ar fi avut. De tot ce înseamnă proiecte pe fonduri europene, avem cota noastră de 2%. Pe fonduri guvernamentale, cota noastră este de 15%. Pe fondurile europene, pe cele două, pe transfrontalier, pe șosele, cât și pe amenajare spații verzi Negru-Vodă, am primit și banii de la guvern, respectiv 13% din valoarea proiectului. Un alt proiect, avem realizarea 32 de apartamente pe strada platformei din Negru-Vodă. Este un proiect integrat, pe lângă cele 32 de apartamente. Urmează să fie făcut și reabilitarea trotuarelor și a spațiilor verzi din Negru-Vodă, respectiv pe strada platformei, strada Cerchezului, strada Stadionului, strada Șoseaua Constanței și Șoseaua Mangalii. Acesta este un proiect de 4,5 milioane de euro. Este depus pe axa 13.1 și pentru că existau bani pe axa respectivă, noi am depus două proiecte. Am mai depus unul pentru construirea unui centru multifuncțional de tineret cu bazin de not semi-olimpic acoperit. Prin aceasta am vrut să îmbunătățesc condițiile de viață ale populației orașului Negru-Vodă. Acest complex va avea o suprafață de 2000 de metri pătrați, vor fi construiți.
Centrul multifuncțional va avea o sală multifuncțională, cabinete artiști, cabinete multifuncțional de consiliere, sală de muzică, sală de dans, sală de arte, sală de abilități și spații administrative. Lângă complex, din complex se va trece în piscină. În piscină, în bazinul de înot semi-olimpic acoperit. Bazinul ăsta, centru multifuncțional și bazinul de înot vor fi în partea de est și va fi legat cu tot ce înseamnă amenajare urbanistică și cu locuințele din partea de vest a localității.